Ce făcea pisica în altă vană? Uite, spune picioare cu scurpat. Ce frumoasă să fie. Bună dimineața, bine ați venit la un nou vlog. Noi ne pregătim ca să mergem la paradă împreună cu Sofiuța. Voi participa la această paradă, la acest carnaval și trebuie să ne costumăm în lei. La noi este totul pe ultima sută de metri. Nu știam de această paradă, nu știam dacă Sofiuța va participa pentru că ea, după cum bine știți, a fost bolnăvioară și nu m-am pregătit din timp, nu m-am pregătit cum trebuie, abia seara am intrat în posesia materialului ca să fac coronițele astea două care vor fi vor forma coama leului. Am primit așa fâșii și le-am prins pe coronițe, la fel am făcut și codițele astea azi noapte și mă tot gândeam cum să ne îmbrăcăm, că trebuie partea de sus ceva galben și partea de jos în maro. Și am tăiat aseară pentru Sofiuța că eu mai aveam haine, dar pentru ea nu aveam. Am tăiat niște pantaloni maro de-i mei și am făcut o fustiță. Însă nu o să-i dau pe asta pentru că o să vină foarte micuță în partea de jos și foarte mare în partea de sus, deoarece o să-i dau geacă pe ea pentru că afară, ce să vedeți, plouă. Zilele trecute a fost foarte frumos și astăzi plouă. Așa că pe asta nu o să i-o dau, dar o să-i dau pe aceasta și o să-i dau geaca, iar peste geacă o să-i dau un pulover de-al meu. Sper că o să arate bine, cu siguranță va arăta un picuț cam durdulie, dar nu mă risc pe vremea asta să îmbrac subțire, iar eu o să-mi iau această rochie care ieri mi-a venit de pe Sinsai. N-am comandat-o cu gândul să o iau la această paradă, că atunci când am pus eu comanda, nici nu știam că vom participa și aveam în minte altceva, mai aveam eu o rochie maro, dar am zis să o iau pe asta că e foarte drăguță, o să mai iau ceva pulover repede de sub sau poate o geacă și la suprafață o să-mi iau acest pulover, partea de sus. Și o să fie problemă un picuț cu machiajul, că nu știu dacă o să-mi iese și plus că nu am culoarea galben, am căutat de, am spart pământul de vineri. Am fost și prin DM, am fost și în Aldi, în Real, în Edeca și nu am găsit. Maro am, alb am, am și ceva așa un picuț galben de la un blush, dar nu e foarte galben cum ar trebui, că ne-au trimis acolo poză cu machiaj. Și o să fac cu o carioca. Mi-a zis o mămică să fac cu carioca pentru că și de la grădiniță
îi face pe față cu carioca sau acoarele, însă acoarele mă gândesc că, nu știu, se usucă pe față și te strânge fața, plus că eu am și tenul foarte uscat și nu vreau să-i dau sofiuței cu acoarele din astea, așa că o să folosim carioca, zic eu că este un pic mai safe așa. Și da, așa arată, sper că și celelalte mămici au la fel, că nu știu cum au făcut ele, toată treaba asta, coronițele și cozile se făceau la grădiniță, trebuia să merg acolo, a fost zi de lucru manual, numai că noi am fost acasă, sofiuța bolnavă și n-am putut să ajung, așa că le-am făcut eu aseară cum a tăiat pe mine capul, sper să vină bine, merg să o machez pe sofiuța că nu știu cât timp o să-mi ia și ne vedem la paradă. Am un fundal în spate de toată frumusețea, am acolo lingeria care este pusă la uscat. A trebuit să o iau, dar azi e duminică, așa că nu mai fac nimic. Vreau să mă șterg pe față, că eu am pe aici niște zone foarte uscate. Fața mea, în momentul de față, e foarte supărată pe mine și nu vreau să mai țin culorile astea foarte mult pe față. Și o să încerc apa asta micelară de pe Douglas, să vedem dacă funcționează ceva, sofiuța doarme și sper să nu o trezesc. Ea este aici în dormitor, dormitorul este imediat lângă baie și a dormit extrem de repede, deci niciodată, nu cred că mi-a dormit atât de repede, cum s-a pus în pat, a închis ochii și a fost și adormită, dar a fost un pic cam frig afară, a început să și plouă. Aș luat un picuț, nu știu ce a filmat sotul, că l-am rugat eu să filmeze un pic și nu știu dacă a filmat mare lucru, dar pot să vă zic că a fost foarte frumos și mă bucur că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să participe și să fiu uita, deci chiar, nu știu, mi-a și părut foarte rău dacă nu participa și ea. Sofiuța a fost foarte încântată, mai ales când a văzut că împarte la copii, la oameni, bomboane. A mâncat și ea o grămadă, a mâncat și acolo la punctul de final. A mâncat un crembuște și după noi am venit acasă, puteam să mai stăm. Că cei mici de la ea de la grădiniță, cei care au fost, aveau și un dans. Ea n-a fost să-l învețe, fiind bolnavă. N-a fost să-l învețe și n-a mai stat să vedem și dansul, că se vedea pe aici galbenul să nu prea se la carioca, se vedea pe fața ei că e foarte obosită, dar important e că a fost acolo în paradă, s-a distrat, am mâncat și o grămadă de caramele și i-am dat, cum am venit acasă, i-am dat niște Nurofen și o să-mi iau să iau și niște paracetamol. Cum am zis, începuse să plouă și mie să nu începem iarăși cu răceala și am auzit că joi s-a depistat la grădiniță, mi-a zis o mămică, un caz de corona și sofiuța a fost joi, m-a întrebat dacă a fost joi și că acel copilaș a fost joi acolo, colectivitate și e și test pozitiv după amiază. Deci
speriat așa un pic, nu aș vrea să se mai bolnăvească iarăși, că nici bine n-am scăpat. Dar vedem, sperăm totuși că nu. Salut! Destul de bine, mai un picuț de cariuc aici, vedeți, foarte mult îngrășește în această perioadă. Nu știu ce să îi mai fac, cu ce să mai dau. Acum că ce mici dorm, o să merg să fac un pic cu Hula. O să și citesc un picuț, că m-am apucat să citesc din cartea aceea, părinții tăi, copiii tăi, tot ceva de genul, nu știu cum se numește. Ieri am început să citesc, pare chiar interesantă, și în timp ce fac Hula, citesc un picuț, doarme și e doar de la dormit, s-a mai trezit, mi-a zis soțul de câteva ori, dar marea majoritate a timpului a dormit și o să merg să citesc un pic, după să vedem ce mâncăm, o să filmez și mâine, că n-am filmat mare lucru astăzi, poate și mâine, că o să mai fie și mâine, mâine o să fie parada cea mare, numai că noi o să ieșim doar să privim, nu o să mai mergem în paradă. Am fost astăzi și mâine nu mai suntem noi cei cu grădinița acolo. Doamne, nu-mi vine să cred în ce hal arată tenul meu, cât de roșie pot să fiu la față. Mi-am făcut și un duș ca să mai calmez un picuț roșața, dar parcă camera, nu știu, evidențiază foarte mult aspectul acesta. În realitate, în oglindă, nu știu, parcă nu se vedea chiar așa de roșu. Am profitat de faptul că soțul a fost astăzi acasă și a putut să stea el cu cei mici ca să fac și eu în liniște sport și am făcut aproape 40 minute, iar acum ce să vedeți, sunt un pic în întârziere, ceasul este aproape 8:30 și vrem să mergem la paradă, la 9 vor porni pe stradă, dar vom ieși aici la noi, în fața casei, pe strada noastră și cel mai probabil ei vor ajunge undeva pe la 9:20, în schimb vreau să-i dau repede sofiuței înainte de a ieși afară să mănânce un pic. Eu cu soțul o să mâncăm când ne întoarcem și mai vreau să mă aranjez și un pic, o să nu ies chiar așa pe stradă, o să-mi fac un pic sprâncenele și genele, nu o să mă dau cu fond de ten. Cred că v-am zis ieri că am o perioadă foarte nasoală cu tenul, nu știu, mă urăște foarte mult în perioada aceasta, este foarte uscat, ați văzut și voi ieri când mi-am dat fardul atât la jos, că aveam foarte multe zone roșii și după aceea, după amiază s-au accentuat și mai tare, dar văd că acum e mai bine, m-am dat un pic de cremă cu un pic de ulei și văd că este un picuț mai bine și am zis să filmez și astăzi un picuț, că nu am de un vlog ce am filmat eu ieri, am filmat foarte puțin și o să cumulez astea două zile după ce ne întoarcem de la paradă. Eu o să vreau să pun să gătesc, după o să mai ies un pic cu cei mici afară, că se anunță vreme foarte frumoasă, frumoasă astăzi și că o să fie, nu știu, vreo 16 grade aproape, deci o să fie foarte frumos și mai vreau să ies cu cei mici la plimbare, vreau să o filmez un pic și la paradă, să vedeți și voi cât este de frumos, adică cel puțin mie mi se pare că e foarte frumos și mai ales faptul că ei își păstrează tradițiile, chiar și cei mici, nu știu, mi se pare foarte frumos și vreau să vă arăt și vouă și cam asta, să vedem ce o să iasă cu astea două zile, dacă va ieși de un vlog frumos. Eu sper că o să vă placă. Mai aici cana mea cu apă și mă pun repede să-i fac sofiuței ca să nu fiu chiar de tot în întârziere și merg să mă aranjez și un pic la față. Sofiuță? Thank you.
Zie! Rijfa! 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 Am sărit peste prânz astăzi pentru că micul dejun l-am luat foarte târziu, așa că ce fac eu aici o să fie un fel de prânzocină, cam așa ceva. Am aici 4 bucăți de cotlet pe care le-am bătut un picuț la fel ca pe șnițel și vreau să le umplu și să le fac rulouri, să le pun la cuptor și am să le umplu cu morcov. Am pus și câteva din astea păstăi de fasole, ardei, am să pun cașcaval. Și ca și garnitură o să fac un piure de cartofi, am curățat aici cartofii și o să-i pun la fier, mai trebuie să pun sare, am și niște vinete pe care le-am copt aseară și pe care vreau să le fac acum salată, mi-au adus aici sare, piper și am scos și niște brocoli să se deschețe, am să fac un pic de usturoi, că nu știu dacă Sofiuța o să mănânce piure de cartofi, ei nu îi plac piureurile. Eu tot insist, dar încerc să am și alternativă lângă, în cazul în care nu acceptă. Deci Sofiuța este în extaz. De când a venit în parc, a încercat toate treburile de pe aici și este pe pantaloni și pe cizmulițe fix ca un purceluș. Trebuie să punem după la spălat. Dar n-are nimic important decât să se joacă ea
Eu doar destui în brațe, l-am ținut în ham și cât timp a fost în ham, a dormit. După am să-l pun în cărucior ca să doarmă mai bine și cum n-am mai legănat căruciorul, s-a trezit. Acum îl am în brațe și văd că se tufăiește, dar are ochișorii închiși. Este așa de frumos afară, chiar dacă e aproape 5:30 ceasul, este lumină și cald. Deocamdată văd că nu-i nimeni din parc, suntem singurele. Dar am mai văzut mami și pe aici, prin zonă, cu cei mici la plimbare, au scos cărucioarele, că nu prea vedeam foarte des mami și pe afară cu cei mici, dar văd că astăzi chiar au ieșit. Ba de vântul e de? Da, mai adie așa din când în când și un picuț vântul. Tu ce vrei să faci? Vrei să ieși afară, te ajut? Nu. Nu? Poți singură? Ce e, Dili? Ce e, Dili? Mm-hmm.